În comuna Malovăț, lucrările de asfaltare sunt întoi. Unul dintre principalele obiective ale primarului Michescu Ion a fost reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din toate satele aparținătoare, iar datorită bunei colaborări cu președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, acest lucru a devenit realitate. Astăzi, în comuna Malovăț, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu primarul Michescu Ion, au mers pe șantier pentru a verifica stadiul lucrărilor în cadrul unui amplu proiect de asfaltare. Acesta cuprinde toate drumurile și ulițele sătești din cele 6 sate aparținătoare comunei Malovăț. Primarul Michescu Ion a demonstrat faptul că este un bun gospodar, implicat și deschis în fața cetățenilor. Acesta a înțeles doleanțele oamenilor și le-a oferit o infrastructură rutieră de calitate. Suntem pe ultima sută de metri, spunem așa, prin asfaltarea, pentru că se trage, cum spun în termeni tehnici, cei de la drumul al doilea strat de asfalt, adică uzura, și se încheie lucrarea privind asfaltările în comuna Malovăț. Sunt 6 sate care au fost prinse în aproximativ 10 km, aproximativ 10 km sunt deja cu al doilea strat de uzură, urmează și celelalte sate și undeva la sfârșitul lunii zice că vom încheia lucrările de asfaltare. Vor mai rămâne câteva probleme mici la rigolele betonate care trebuie rezolvate și să sperăm că la sfârșitul lunii august vom face recepția la aceste drumuri. În 6 ani de zile am reușit ca în comuna Malovăț să aducem aproximativ 6.300.000 de euro prin PNDL 2. Aici am avut Consiliul Județean aproape de noi, am avut pe domnul președinte Aladin Georgescu de fiecare dată când au probleme. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a acordat un mare interes pentru a dezvolta temeinic toate localitățile, astfel încât mehedințenii să poată beneficia de condiții mai bune de viață. Județul nostru este un șantier în lucru, iar investițiile fiind direcționate către toate domeniile. Începând cu anul 2017, în guvernarea PSD, pentru Comuna Malovăț s-au aprobat mai multe proiecte prin PNDL 2. Unul dintre acestea este acest proiect amplu de asfaltare a drumurilor și a ulițelor comunale în 6 din cele 7 sate pe care le deține comuna Malovăț. Un astfel de proiect se apropie de final. Am venit astăzi la invitația domnului primar Ionuț Michescu. Profit de ocazie și îl felicit pentru tot ceea ce a făcut în acești ani în această comună, pentru că, într-adevăr, se observă din 2016 încoace o schimbare radicală, iar Consiliul Județean Mehedinți a fost în permanență aproape de această comună, de primarul Ionuț Michescu. Cea mai bună dovadă este aceea că și noi implementăm un proiect pe fonduri europene și reabilităm drumul de la Malovăț până la satul Marga, pe o distanță de peste 20 de kilometri, un drum foarte important inclusiv pentru comuna Malovăț, dar mai ales pentru locuitorii din nordul județului. Iată că lucrurile, începând cu 2016 încoace, s-au schimbat radical, nu numai în comuna Malovăț, ci și în majoritatea comunelor din județul nostru, și am convingerea că se va continua în acest ritm, mai ales după ce vor fi aprobate alte proiecte și prin noul program de finanțare din fonduri guvernamentale Angel Salini. Este cert faptul că județul Mehedinți continuă pe drumul cel bun. Lucrări ample se desfășoară în continuare cu sprijinul președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, astfel încât mehedințenii să poată circula în cele mai bune condiții, iar praful și noroiul până la glezne să fie de domeniul trecutului.